Deși au condus în două rânduri, cei de la Autoberg Amodev au pierdut cu 4-3 meciul din deplasare de la United Galați din finala Ligii 1 de futsal. În finala s-a jucat în sistemul cel mai bun din 5 meciuri, gălățenii s-au impus la General cu 3-1 și au devenit campioni naționali. În rândul celor de la Autoberg Amodev este mare supărare, antrenorul de venilor, Cosmin German, acuzând arbitrajele din cele 4 jocuri ale finalei. Cosmin, din păcate, n-a fost să fie. Cum vezi meciul de aseară și per total finala? Bună, da, din păcate așa este, n-a fost să fie. O finală din 4 jocuri care, din păcate, s-a văzut aportul arbitrilor și care au făcut de râs tot ce înseamnă futsalul românesc. După ce avem un campionat foarte, foarte slab, cu echipe își fac apariția acești frumoși arbitri și strică competiția. N-am pierdut finala doar din cauza lor, dar i-au ajutat enorm ca să-și îndeplinească obiectivul după 20 de ani de tradiție. Cosmin German, venit pe banca celor de la Auto Bergamo de mai puțin de 2 luni, a recunoscut că echipa sa nu a făcut cele mai bune jocuri în finală. Antrenorul devenilor a mai spus că și dacă ar fi avut cei mai buni jucători din lume, nu se putea câștiga titlul, întrucât United a fost împinsă din spate, iar trofeul era acordat dinainte de finală. Puteam să avem echipă și de cei mai buni futsaliști și să jucăm la mie. Nu se putea câștiga campionatul. Am simțit-o din primul moment. Asta până la ultimul de la Galați, unde cu toată durata meciurilor n-am făcut noi jocuri extraordinare, ținând cont că e o echipă formată într-un an de zile cu 2 antrenori unde a venit pe o lună jumate, cred că au ținut piept, dar puteam să fim, după cum am spus, cu 10 jucători cei mai buni din lume, nu puteam să îi ajungem, oricât de buni am fi fost. Îi ajuta de la spate. Trofeul a fost dat dinainte și se voia dat dinainte de când a început și pandemia, când era la Ciuc și nu s-a jucat. Pare rău să spun lucrurile astea, sunt lucrurile reale care le-am simțit de 6 ani de când sunt în antrenorat. German a mai precizat că tinerii din lotul Deve au simțit presiunea finalei, dar este convins că echipa are viitor. În ceea ce privește viitorul său la echipă, Cosmin German a spus că se va lua o decizie după ce va avea o discuție cu Dorin Popa, președintele de la Auto Bergamo. Au fost parcă ceva emoții la meci, mai ales în rândul celor tineri. E normal. Au apărut pentru prima dată la o finală, au simțit tensiunea, o sală arhiplină, dar eu cred că au dat tot ce au avut mai bun din ei și are viitor această echipă. Ce va urma în viitor la Auto Bergamo? Chiar în momentul de față nu pot să vă spun absolut nimic. O să am o discuție cu domnul președinte după masa asta, iar mai multe lucruri cred că o să vă spun dânsul. Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo Deva, nu a dorit să facă declarații pentru presă. În schimb, acesta i-a felicitat pe pagina sa de socializare pe cei de la United Galați pentru câștigarea titlului și a anunțat tot acolo că în următoarele zile va lua o decizie în ceea ce privește viitorul echipei.